Bă, după cum v-am promis, vin cu povestea lui Fane Spăitoru, de aici din carte lui Codin Mateciuc, dresor de lei și de fraier, și vine cam așa. Tatanuțu se știa de mult cu Fane Spăitoru că făcuseră părnaie împreună pe vremea lui Ceașcă. Pe vremea aia, zice că Fane Spăitoru era doar un executant. Era mâna dreaptă a lui unul Gică Constantin, zis Gică Boieru. Avea un magazin pe la Unirea și făcea la bandă să căca pe el. Ăla nu era cine știe ce șmecher, dar îi plăcea să stea printre șmecheri, așa că ținea băieții pe lângă el, pe Fane și pe mulți alții, și de carta cașcaval puternic, că la un moment dat i-a și botezat un copil lui Fane și a închiriat Casa Poporului, vă, să facă cumetria, aia sunteți de buni? Știe cineva dacă se mai poate închiria Casa Poporului? Că vine ziua lui nepotul meu, face 7 ani, și vreau să-i fac acolo ceva frumos cu McDonald's, cu alea. Revenim la Spăitoru. S-a deschis un club pe timpul ăla, Sexy Club, se numea, era al unui Costel Constantin. Și ăsta s-a dus, umblea pe acolo Fane și a cerut-o pe una, tati mi-o dai și mie pasta, și ăla i-a dat-o. S-a dus, a executat-o și s-a îndrăgostit nebunul, mă, că era inimos. Și a luat-o, a cerut-o de nevastă, a luat-o, a luat-o, a luat-o, dai seama că s-a supărat, a început râca între ei. Așa că Costel Constantin ăsta au trimis garda la Vox Maris, un alt club, și l-au încins gaburii pe Spăitoru acolo. Acum Sandu Hingheru era cu Spăitoru și s-a dus repede la mașină, a luat o sabie. A luat Fane Soiu Spăitoru sabia și a dat, l-a tăiat pe un gabur pe mână. Încăderea gaburului i-a descărcat pistolul în Fane Spăitoru. Meu! Fane Spăitoru a fost dus la spital, a supraviețuit, vă dați seama, dar ceilalți care erau cu el au fost duși la secție. Și gaborii, fiți atenți, creier la gabori, știind că țiganii sunt analfabeți, că nu știu să citească, ce au făcut? Le-au pus un ziar în față și le-a zis așa, uitați că a dat la ziar, Fane Spăitoru a murit, așa că dacă vreți să scăpați mai degrabă, dați pe țavă despre un mort. Da? Ca să vă scăpați pielea. Și uite așa am fundat Fane Spăitoru părnaia. Și asta e numai una dintre ele, că mai sunt foarte multe nume aici în carte, pe care le-ați auzit de obicei numai în dedicațiile lui Salam și a lui Guță. O să mai vin cu unele din ele. Între timp vă recomand să cumpărați carte de pe www.tshirtfactory.ro. Sucă tatăuci voștri. Ceau!